Pace și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi, peste toți aceia care ați ales ca în această zi cu numărul 31, ultima zi din luna martie, să fiți alături de noi, să fiți alături de emisiunea Cuvinte de la inimă la inimă. Ne propunem ca în această zi Cuvântul lui Dumnezeu să rodească în inimile noastre, să locuiască pe deplin în noi și prin cântarea pe care o vom asculta și poezia care va urma după aceasta, dorim ca Dumnezeu să ne atingă inimile și să ne facă mai ascultători, mai aproape de cer. Când simți că ești mai abătut, ai vrea acum să înțelegi cum poți trăi, cum poți fi fericit. Este cineva care-ți cunoaște inima, El a văzut lacrima ta din ochii tăi. E Dumnezeu ce-l ți-alină inima, nu te-ndoi căci vei vedea binecuvântarea sa. E timpul să privești acum spre cer. Ascultă vocea ce-ți șoptește plânt. Ești prețuit, ai preț în ochii mei. Este cineva care-ți cunoaște inima, El a văzut lacrima ta din ochii tăi. E Dumnezeu ce-l ți-alină inima, nu te-ndoi căci vei vedea binecuvântarea sa. Este cineva care-ți cunoaște inima, El a văzut lacrima ta din ochii tăi. E Dumnezeu ce-l ți-alină inima, nu te-ndoi căci vei vedea binecuvântarea sa.
este cineva care-ți cunoaște inima. El a văzut lacrima ta din ochii tăi. E Dumnezeu ce-ți alină inima. Nu te-ndoi că-ți vei vedea binecuvântarea sa. Nu te-ndoi că-ți vei vedea binecuvântarea sa. Ați auziat melodia Dezamăgirea, interpretată de David Preuteasa. În cuvântul lui Dumnezeu, în cartea Plângerile lui Ieremia, capitolul 3, cu versetul 26, cuvântul lui Dumnezeu spune astfel: bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. De cele mai multe ori, tăcerea poate însemna durere, suferință. Iar William Shakespeare spunea: așteptarea este rădăcina tuturor durerilor de inimă. Așadar, toate așteptările îți produc o durere și o neliniște sufletească. Profetul Ieremia, amintit mai devreme, a fost martorul unei așteptări pe care poporul Israel o avea după groaznica pustiire a Ierusalimului și durerile provocate de pedeapsa adusă de Domnul peste poporul Israel. Ieremia surprinde starea poporului zdrobit de Dumnezeu, care aștepta îndurarea lui Dumnezeu. Numai că îndurarea lui Dumnezeu era legată de pocăința lor, iar așteptarea lor nu era marcată ca timp, ci ca atitudine. Trebuiau să aștepte în tăcere ajutorul Domnului. Vă reamintim faptul că sunteți la emisiunea Cuvinte de la Inimă la Inimă și dorim ca prin cuvintele pe care le rostim de aici, de la pupitru, să fie o reală binecuvântare, o reală mângâiere pentru dumneavoastră, pentru inimile tuturor acelora care ne ascultă. Dorim ca în momentele următoare să ascultăm o poezie recitată de Simona Ifrim. Poezia poartă titlul Așteaptă. Te-am strigat cu disperare, cu înfrigurare și plângând. Am auzit o voce blândă și iubitoare răspunzând. Te-am rugat să-mi dai lumină, călăuzire înțeleaptă. Cu nesfârșită bunătate mi-ai spus numai atât. Așteaptă. Să aștept. Ce să aștept? De ce? Stăteam înfrânt și rătăcit. Oare e mâna ta prea scurtă? Urechea ta n-a auzit? În genunchi, a câta oară te-am implorat un semn să-mi dai? Vreau un răspuns la rugăciune. Spune-mi, mergi. Sau spune-mi, stai. M-ai invitat să vin la tine, să cer, să cred și voi primi. Ai promis că ești cu mine, să mă ajuți oriunde aș fi. Dar mă simțeam pierdut și singur. Strigam, tu răspundeai în șoaptă cu dragoste și cu răbdare. Copilul meu iubit, așteaptă. Eram dezamăgit și totul mi se părea cumplit, nedrept.
priveam spre cer cu neputință să mai aștept, dar cât să aștept? Atunci ai coborât la mine și m-ai privit în ochi, plângeai, mi-ai spus, doreai un semn, o voce, atât e tot ce-ți doreai. Aș fi putut să clatin munții, să întunec soarele pe cer, aș fi putut să aprind făstuhul, să înviez pe cei ce pierd. Dacă ți-aș arăta într-una ce să alegi să-ți fie bine, tu ai avea răspuns la toate. Dar nu m-ai întâlnit pe mine. Nu ai putea simți iubirea cu care înconjor pe sfinți. Nu ai putea primi puterea pe care o dau celor înfrânți. N-ai aștepta tăcut o rază să alunge norii disperării. Nu ai simțit odihna sfântă venită în urma încercării. N-ai ști să umbli prin credință, nu mai vedea că-s lângă tine. Inima ta cea zbuciumată nu s-ar mai odihni în mine. Nu ai cunoaște revărsarea iubirii mele pe deplin când Duhul Sfânt îți umple viața cu pace și cu har divin. Dacă durerea ta ar ține numai o clipă, n-ai lupta. Nu ai cunoaște biruința ce-o poți avea prin jertfa mea. S-ar împlini visele tale, dar dorul meu s-ar spulbera. N-aș mai putea să fac din tine o perlă în comoara mea. Deci, fiul meu, mergi prin furtună, gândind la zilele senine, știind că cel mai mare dor e dorul să mă întâlnești pe mine. Chiar dacă nu găsești răspunsuri și viața îți pare prea nedreaptă, să-ți amintești că sunt cu tine, chiar și atunci când spun așteaptă, așteaptă, așteaptă. Ați audiat poezia Așteaptă, recitată de Simona Ifrim. Cu voi a fost David Preuteasa în cadrul emisiunii Cuvinte de la inimă la inimă. Până data viitoare, doresc ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână cu noi, cu toți. Amin. Moartea ca înaintea sa.
voreți închid, nimic nu strâng în credințarea, la timp va cade orice zi. Poate n-o să vină nici moartea chiar înaintea sa, nimic sfânt în credințarea, că vine el și-l vei vedea. Dar și mai mult să aștepți pe Domnul, mai grabnic decât tot ce aștepți, cu neclintită încredințare, cu care așteaptă toți cei drepți. Durerea poate n-o să vină, nici moartea chiar înaintea sa, nimic nu-ți frângă credințarea.